Bine ați revenit la mobilistima.ro. Eu sunt Alex, iar acesta este un Mystery Box. Asta înseamnă giveaway și o campanie specială de reduceri. Protagonistul este Xiaomi, iar ziua se numește Xiaomi Friday. Se întâmplă pe 19 noiembrie 2021 și e pe bază de bundle-uri și vouchere. Adică o să primești produse grupate câte două la preț bun și primești un voucher pentru cumpărăturile ulterioare. Hai să vedem ce ne rezervă acest Mystery Box. Nu e primul. Prin primăvară v-am prezentat încă un Mystery Box și încă un giveaway. Pe atunci era Mi Fan Festival și cred că era al 11-lea an când se întâmpla treaba asta. Acum am așa multe oferte că trebuie să fim cu țidula în față. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oferte. Iar aici avem vedetele acestui giveaway și bundle. Telefonul Xiaomi 11 Lite 5G NE. Unul dintre cele mai bune telefoane mid-range ale momentului și o cameră de securitate Mi 360 Home Security Camera 2K, cu care pot supraveghea locuința, are detecția mișcării, are vedere nocturnă, comunică cu Alexa și Google Assistant, poate panorama la 360 de grade și multe alte aturi. Primești inclusiv alertă pe telefon dacă a fost detectată mișcare umană în cadru și primești și o captură video sau foto cu treaba asta. Bun, ce urmează acum? Păi, o să vă detaliez oferta și bundle-urile, apoi facem unboxing la jucăriile astea, ne luăm rămas bun și apoi voi puteți câștiga frumusețea asta. Regulile giveaway-ului o să le găsiți în descrierea acestui clip, mai jos. Cât despre oferte, sunt foarte multe. În primul și în primul rând, această perioadă de oferte, acest Xiaomi Friday, așa cum spune numele, se întâmplă numai vinerea, pe 19 noiembrie. Iar ofertele se împart în două segmente, aș spune. Bundle-uri cu Xiaomi 11 Lite 5G NE și bundle-ul cu Xiaomi 11T. Primul telefon, adică acesta, va fi grupat cu brățara Mi Band 6, cu aspiratorul Mi Vacuum Cleaner Mini, cu camera aceasta de aici, cu robotul Mi Robot Vacuum Essential, cu Mi Electric Scooter Essential, care este o trotinetă. Aceste oferte se găsesc pe site-ul mi-home.ro, dar și în magazinul Xiaomi Store San Plaza. Dacă vreți niște prețuri, spre exemplu, acest bundle din fața mea este 1868 de lei. Și împreună cu acest preț atractiv, o să mai primiți și un voucher de 69 de lei. Dacă erați curioși, dacă o să cumpărați telefonul ăsta cu brățara Mi Band 6, vă duce la 1858 de lei. Și aveți și voucher de 49 de lei. Mai sunt multe alte oferte, cine și-a cu un Vacuum Clear Mini, 1858 de lei, voucher de 59 de lei. Și am zis mai devreme că toate ofertele astea sunt în Xiaomi Store, San Plaza și mi-home.ro. Una este doar în Mi Home, cea care implică telefonul Lite și cu Mi Electric Scooter Essential. Și acum o mică pauză. Vă mai spun și că înainte de Xiaomi Friday se întâmplă ceva joia. Joia asta, pe 18 noiembrie, o să fie un eveniment live pe pagina de Facebook Xiaomi România, căruia puteți să dați un like, și acolo de la ora 15, de la ora 3, o să fie un eveniment live cu invitați surpriză, cu promoții, cu detalii despre bundle-ul și cam tot ce vreți să știți. Eu am pornit deja telefonul ăsta, e deja setat, începe unboxing-ul clasic, vă spun ce e în cutie și care sunt primele impresii despre terminal. Dar nu e singurul. Vom scoate din cutie și această cameră de securitate, o să o pornim și o să facem și un demo, toate în acest clip. Și până să vină Moș Crăciun, poate și până să vină Moș Nicolae, aceste produse pot fi ale voastre. Cam așa arată roboțelul, seamănă cu iubita lui Wally, din filmul Wally de la Disney. Se poate roti acest cap rotund, aici se bagă un micro SD, puteți captura atât pe device cât și în NAS și în cloud și se rotește la 360 de grade, are vedere nocturnă, se alimentează via micro USB cu un cablu foarte lung la pachet și mai multe detalii în minutele următoare. Ca să nu vă plictisesc foarte mult, mai revin puțin asupra ofertelor. Cele cuplate cu telefonul Xiaomi 11T implică o cameră de securitate, Mi 360 Home Security Camera 2K Pro, împreună 2798 de lei, cu voucher de 99 de lei. Puteți cupla acel, există bundle cu acel 11T, cu căștile Redmi Buds 3 Pro. În acel caz este 2848 de lei bundle-ul și primiți voucher de 49 de lei. Mai puteți cupla Xiaomi 11T cu un Mi Watch Black, 2998 de lei, Mi Robot Vacuum Mop Pro, 3598 de lei sau
Trotineta Mi Electric Scooter 3 Black pentru 4.598 de lei. Produsele anterior menționate, primele două au 99 de lei voucherul și ultimul 199 de lei. Nu-mi place să citesc de pe foi, dar memorați voi toată polologia asta. Știi că o companie este orientată spre consumator atunci când dă atâtea oferte că nu le poți duce sau memora. Bun, am terminat cu intro-ul, intrăm în pâine, vă zic ce e în cutiile astea și cum stă cu produsele. Let's go! Așa arată Xiaomi 11 Lite 5G NE. Un telefon care îl reînvie pe Xiaomi 11 Lite 5G cu un nou suflu și un nou procesor. L-a înlocuit pe Snapdragon 780 și a pus un 778 în locul său. Avem varianta de culoare neagră aici, dar telefonul se mai găsește și pe albastru, roz sau alb. Mai sunt și alte variante. Nu știu care sunt disponibile în România, cert e că varietate există la nivel internațional. Un telefon incredibil de ușor și compact, aproape că nu simți că l-ai în mână, cântărește doar 158 de grame și are o talie sub 7 mm, ceva rar în ziua de azi. Plus, această insulă a camerei, acest modul al camerei cu designul Yin-Yang, inaugurat de Xiaomi Mi 11 anul trecut și propagat pe seria Mi 11 și acum pe seria Xiaomi 11. În cutie găsim următoarele. Începem cu acest plic baban în care trebuie să se afle pentru început cheița ce oferă acces la sloturi și de data asta nu mă refer doar la nanoSIM, avem și microSD. Apoi documente, cărți, lucruri de citit, Quick Start Guide, ghidul telefonului, garanție și informații legate de siguranță. Iar aici avem HUSA, transparentă și flexibilă, plus un mic dongle, așa cum scrie aici, de la USB-C la 3,5 mm, semn că telefonul nu are jack audio, dar te consolează oferindu-le acest adaptor la care poți conecta căștile tale pe care ai dat mulți bani și vrei să auzi cum trebuie muzica preferată. Mai departe mai găsim în cutie și un cablu de la USB-C la USB-A, de asemenea și un încărcător, conector USB-A. Acest alimentator promite încărcare până la 33W. Și cam gata, ăsta a fost unboxing-ul telefonului și v-am informat ce o să primiți în cutia sa. Bun, hai să facem puțin ordine aici și să revenim la invitatul special. V-am zis, acest telefon este o reîncarnare a lui Xiaomi 11 Lite 5G cu alt procesor. Procesorul nu este singur în ecuația asta. Când schimb CPU-ul, schimb nu doar performanța, ci pot schimba și consumul. Modul în care acel procesor consumă baterie, se schimbă și autonomia și mai sunt și alte variabile legate de GPU și de gaming. Am făcut curat, să ne întoarcem privirea din nou spre smartphone, care are un spate din sticlă, fața din sticlă și în același timp vine cu o ramă din plastic, dar una destul de solid construită. Telefon manevrabil și utilizabil chiar și cu o singură mână fără probleme. Iar dacă vreți să vorbim despre display, acesta este un panou AMOLED de 6,55 inch, Full HD+, și are cam tot ce-i trebuie din tehnologiile acelea la care jinduiesc mai toți producătorii. E vorba despre Dolby Vision, HDR10+, și protecție Gorilla Glass 5, dacă nu mă înșel. Iar pe partea de refresh rate, din fabrică, vine setat la 60 de Hz, dar îl puteți da pe 90 de Hz dacă vreți să potențați experiența în vreun PUBG sau Asphalt. Acum că am văzut cum stăm cu ecranul, hai să vedem care e acel procesor despre care tot vorbesc eu. Așa cum ziceam, Qualcomm Snapdragon 778G. Îl mai găsim pe alte telefoane, Motorola Edge 20 și Galaxy A52 S5G vin în minte primele, iar alături de acest procesor se mai află și 8GB de RAM și 128GB de stocare. Ar trebui să mai fie și variante cu 6GB de RAM și o versiune cu 256GB de stocare. În cazul în care vă întrebați, UFS 2.2 este tipul de stocare. Avem și slot microSD, dar și o baterie de 4250 mAh, care se încarcă la 33W. Pentru securitate, avem aici lateral în butonul Power cititorul de amprente și dacă ăsta nu e degetul potrivit, apoi ăsta este și a fost recunoscut imediat pentru deblocarea smartphone-ului. Pentru divertisment avem difuzoare stereo, începem cu cel de jos pe care îl vedeți aici, lângă portul USB-C 2.0 și SIM 3. Celălalt este aici în earpiece, care este difuzorul de convorbiri și dublează și ca al doilea speaker pentru muzică. Sus se află emițătorul infraroșu,
chiar aici, ca să controlați televizor, set-top box, aparat de aer condiționat și alte jucării de prin casă. Microfon aici, microfon și aici jos și cred că am acoperit toate laturile, evident, butoane de volum deasupra celui power care integrează cititorul de amprente. Și dacă tot m-am aruncat la conectivitate și v-am zis de USB-C și v-am mai zis și de infraroșu, ar trebui să vă spun și că telefonul bifează două tipuri de conectivitate musai de avut în ziua de azi pentru un telefon care se respectă, Wi-Fi 6 și 5G. Are și Bluetooth 5.2, GPS dual band, ba chiar și NFC. Mai vine și cu standardele de conectivitate GPS, dual band, GLONASS, BDS, Galileo pentru poziționare globală. Iar când vine vorba de camere, cea selfie este decupată în ecran chiar aici și are o rezoluție de 20 de megapixeli. Ar trebui să fie aceeași cu cea de pe Xiaomi Mi 11. În spate găsim acest modul foarte arătos, care nu este foarte mult în relief. Este o cameră triplă aici, iar acest inel semnalează camera principală, una de 64 de megapixeli cu deschidere f1.8. Apoi mai avem două camere, una este de 8 megapixeli ultra-wide, cealaltă telemacro de 5 megapixeli cu autofocalizare. Blitz Dual LED Dual Tone și filmare 4K la 30 fps cu acest ansamblu. O să intru acum foarte rapid în interfața camerei ca să mai vedem una alta. Precum aceste moduri de captură, celebrul Movie Effects, se găsește și aici, nu doar pe flagship-urile Xiaomi, îți permite să creezi efecte ca Magic Zoom, Slow Shutter, Time Freeze, Night Time Lapse sau Parallel World, care face să arate o captură precum filmul Inception al lui Christopher Nolan. Mai avem Vlog, Clone, captura la rezoluție maximă, Documents, Timelapse, Dual Video, mod de captură nocturnă, Long Exposure, dar și Portrait cu AI, Foto, din nou cu AI și HDR și filtre, dar și Video și iată, rezoluția maximă, 4K la 30 fps. Apoi vine modul Pro, dar atenție, nu e doar pentru foto, e și pentru video. Acestea fiind zise, am terminat cu camera și mă aștept să arate poze la fel de bine ca la Xiaomi Mi 11 la 5G, doar e aceeași cameră. Iar vorbind despre software, telefonul rulează aici un Android 11, peste care este aplicat MIUI 12.5. Printre altele, asta înseamnă niște wallpaper-uri foarte arătoase, acele wallpaper-uri super dinamice și mobile. Avem parte aici și de acest control center, care include opțiunile importante legate de telefon, shortcut-ul spre funcțiile vitale, iar aici găsim zona de notificări, putem să le și cuplăm împreună să fie ordonate în aceeași zonă drop-down, cum e clasic pe telefoanele Android. Cam atât despre acest smartphone, este un telefon foarte compact, subțire, ușor, manevrabil și cu unul dintre cele mai performante procesoare Snapdragon de pe piață, ba chiar cred că ar cam fi cel mai performant procesor Snapdragon mid-range lansat în acest an. O să-l punem la treabă și acum să vedem care e treaba cu celălalt produs din Mystery Box. E vorba despre Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K, o cameră de securitate care poate fi vitală atunci când pleci în vacanță și vrei să supraveghezi ce se întâmplă prin casă, sau vrei să comunici de la distanță cu animalul de companie, sau să vezi ce mai face bebelușul, cel mic. O să pun deoparte aceste cutii, sau mai bine zis cutia și capacul, și să ne concentrăm pe cameră. Facem și un unboxing și o să vă spun câte ceva despre produs, nu de alta, dar l-am și folosit în ultima vreme. Cam așa arată, ca un roboțel, ca un companion al lui Wally, că tot am menționat asta într-un podcast. Și hai să vedem ce primim în cutie. În primul rând, pe cutie stă scris faptul că putem controla acest produs prin comandă vocală, prin Google Assistant sau Alexa. Apoi avem un senzor de 3 megapixeli, deschidere f1.4, detecție de oameni, motion detection și rotire la 360 de grade. Funcție de interfon, v-am zis, puteți comunica, are și speaker și microfon, puteți vorbi cu o persoană dacă detectați o persoană familiară, de preferat. În cutie găsim următoarele. Acest suport care include și câteva cuie, câteva șuruburi pentru a fixa acest dispozitiv, inclusiv cu capul în jos. Puteți să-l fixați astfel încât să monitorizeze anumite unghiuri în cazul în care nu aveți o zonă de care să-l puneți așa. Bun, trecem peste aceste șuruburi, găsim un cablu. Îmi place faptul că este destul de lung, nu de alta, dar va servi pentru a alimenta acest dispozitiv. Dacă era scurt, nu făceam nimic. Un cablu de la USB-A la un micro USB și evident manualul. Manualul ăsta e mai important decât credeți.
Când am făcut eu setup-ul, a fost vital să dau până la pagina la care se afla codul QR. Ia să și găsim. N-a rămas semn de carte. Ah, voilà. La un moment dat, când te afli în aplicația Mi Home, care m-a jucat eu, sau mai bine de Xiaomi Home, de aici, încep să adaugi un nou dispozitiv. Add device, apoi ți se propune fie să scanezi în jur, fie să bagi acest cod și apoi să identifice camera și toate bune și frumoase. La mine deja a fost detectată și setată această Mi 360 Home Security Camera 2K, deocamdată apare ca offline, și acum să o conectăm la alimentare și să-i facem și o probă. Aici avem un buton de reset și aici avem conectorul micro USB. Aici de resub se află slotul micro SD. Puteți introduce un card micro SD pentru a stoca filmările. S-a aprins beculețul cel galben. Suntem gata de înregistrare. Și hai să vedem cum ne și conectăm aici. A început să se învârtă deja. Așa cum spuneam, se poate roti la 360 de grade. Și folosește codecul H265, ocupând cu 50% mai puțin spațiu față de capturile cu H264, iar stocarea se poate face atât local, cât și în cloud și ar trebui să avem și o stocare pe un NAS suportată. Ok. Acum îl vedeți pe subsemnatul care tocmai filmează. Vedeți în timp real ce filmăm noi aici și a apărut o alertă Person Detected, Surveillance Person Detected. Și dacă punem așa, hai să vă arăt ceva foarte tare. Cu funcția asta poți comunica cu o persoană dacă vrei. Funcția aceea de interfon. Asta e telecomanda, asta e funcția foarte tare. Vedeți? Eu pot alege să învârt această cameră și să filmez tot ce e în jur. La anumite unghiuri pot să și ridic camera. Și evident pot să fac o captură foto. Dar și una video. Și lista de setări și opțiuni continuă. Aici vedeți o notificare Person Detected și mi-a apărut și mie. Dacă eram plecat de acasă, mi-ar fi apărut aici pe telefon. Atenție, atenție, mișcare în sufragerie, bucătărie sau unde puneți camera asta. Aici avem foarte multe opțiuni. Avem Home Surveillance Settings. Avem un asistent, puteți seta supravegherea locuinței 24/24, interval pentru alarmă, notificări push, avem stocare, dacă am fi avut un memory card de 16 sau 32 de giga se stoca acolo, sau v-am zis, conform setărilor oficiale, există și opțiunea de stocare pe un NAS, avem și album foto, capturile foto și video realizate mai devreme. Aici avem sarcini de automare, e cu if și then, care la programare, if este cineva detectat, atunci primești un SMS, o notificare. Nu SMS, mă scuzați, primești o notificare pe telefon, un mesaj. Asta este zona de AI settings. Poți avea o notificare și dacă plângi în bebeluș. Are detecție și pentru treaba asta. Și setări generale aici. Deci o cameră de securitate foarte utilă. Nu doar ca să supraveghezi casa, ci dacă ți-e dor de cei dragi de acasă, mai comunici cu ei, cu câinele, cu pisica, cu cel mic, cu nevasta sau cu vreun frate sau altă rudă. Putem să îndreptăm și camera în jos, nu doar în sus. Cu acest joystick, dacă vreți. Ok, cam atât cu prezentarea. Ăsta este dispozitivul pe care îl puteți câștiga voi. Mai bine zis, acestea sunt dispozitivele pe care le puteți câștiga voi. În acel mystery box, ca o recapitulare, Xiaomi 11 Lite 5G NE și
Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K. Nu uitați de giveaway și, foarte important, nu uitați de evenimentul transmis live pe pagina Facebook Xiaomi România pe 18 noiembrie de la ora 15. O să fie multe surprize și cadouri acolo și, așa cum am zis, foarte multe bundle-uri pe Xiaomi Friday, care începe pe 19 noiembrie și o să includă combo-uri cu acest telefon, dar și cu Xiaomi 11T. Cam atât de la Mobilissimo, la revedere!